frumos. De mânuța scumpă. Așa, mergem aici, uite. Perfect. Așa. Copii, vreau să vă spun de ce ar trebui să ne facem doctori. Fiți atenți. Dacă vine cineva la tine într-o zi cu un bebeluș, și îl pune pe măsuță acolo și oh, e bolnav. Și atunci tu imediat pui stetoscopul aici, ochelari frumos, și zici: aha, asculți, oh, știu ce are, gata. Și îi dai ceva și pa, copilul se face sănătos, extraordinar. De motivul ăsta ar trebui să ne facem doctori, da? Să ajutăm să vindecăm pe altul. De altfel, sunt mai mulți aici în sală care se ocupă cu treaba aceasta. Dar vreau să vă spun ceva. Într-o zi un om era bolnav de inimă. Voi ați ascultat vreodată cum bate inima? Ia puneți mâna aici puțin, în stânga, așa, stânga fițate, bravo. Și auzi, pac, 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 pac. Dar la omul ăsta știți cum bătea? Pac, 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 stop. Pac, 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 oh, moare, nu, pac, 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 iară. Doctorul a spus să știi că are ceva la inimă. Și dacă se oprește inima, a murit omul la operație. Gata, doctorul a pus repede stetoscopul, toate bisturiu, a început să lucreze. Întreabă pe pacient, ai vreo întrebare? Da, zice, aș vrea să știu ce îmi faci. Și doctorul a spus, uite ce fac. O să pun pe aici un furtunaș care merge pe arteră, intră până în inimă. Acolo, și acolo sunt niște celule rele în inimă pe care trebuie să le ardem. Când le-am ars pe astea, gata, e sănătos omul și inima merge iară. Bum, bum, pam, 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 pam. Perfect, asta este. Da. Și atunci știți ce a zis omul ăsta? A zis așa, păi dacă tot mergi în inimă la mine, ce-ar fi să mai faci și altă lucrare? Spre exemplu, dacă vedeți un om egoist, ce fel de inimă are un om egoist? Ia să vedem, cine știe? Un om egoist, un om stingy, un om violent. Ce fel de inimă are el? Inimă rea. Perfect, nota 10, frățioare. Inimă rea, e clar. Dar știți ce a zis omul ăsta când vorbea cu doctorul? A zis, doctore, dacă tot repare acolo la inimă, n-ai putea tu să scoți și niște răutate care e acolo în inima sa. Ce credeți că a zis doctorul? Ia să vedem. A spus că trebuie să le scoată. A spus că trebuie să scoată treaba asta. Neapărat trebuie scoasă de acolo. Da. Dar când i-a zis omul ăsta, dacă tot arzi niște celule acolo care nu sunt bune, ce-ar fi să arzi răutatea de acolo, egoismul de acolo, violența de acolo? Ce credeți voi că i-a spus doctorul? Poate el sau nu poate să scoată afară răutatea din inimă? Ce ziceți voi? Ha? Ce a spus el omul ăsta? Că omul ăsta a zis, aș vrea să nu mai fiu rău, să nu mai fiu zgârcit, egoist, aș vrea să nu mă mai port rău cu oamenii. Dacă tot operezi acolo la inimă, scoate afară și astea. Ce crezi că a zis doctorul? Poate el sau nu poate să facă așa ceva? Ce ziceți? Poate. Opa. Ia altul răspuns. Nu poate. Nu poate. Așa e democrația. Vezi, unul zice da, unul zice nu, nicio supărare. Nicio supărare. Adică, we agree to disagree, no problems. Yeah. Bun, doctorul i-a spus, eu nu pot să scot răutatea, egoismul, e al meu, toate, eu nu pot să scot asta. Atunci, ce ziceți voi, este vreun doctor care poate să scoată totuși din inimă și răutatea și viclenia și e vreun doctor care poate să facă treaba asta după părerea voastră? Ia să vedem. Domnul. Bun ai zis. Nota 10.
Domnul este doctorul care poate să scoată din inima noastră aceste lucruri. Așadar, să ne rugăm Domnului când vedem că am făcut ceva care nu trebuie, să venim la Domnul că El este doctorul nostru și să-i spunem: Doamne, scoate Tu din inima mea, nu-mi place chestia asta, nu-mi place de mine întreaba asta, scoate Tu afară din inima mea. Cine dintre voi ar ști să spună o mică rugăciune către marele medic, Domnul numit marele medic? Cine ar putea să spună o mică rugăciune către marele medic ca el să scoată din inima noastră răul? În engleză sau în română, doesn't matter. Cine vrea să spună o mică rugăciune? Și după aceea vom spune cu toții amin, sigur că da. Cine spune o mică rugăciune dintre voi? Știți să vă rugați? Da, sigur. Vă rugați la masă, ne rugăm la... Nu? Acum o să ne rugăm ca Domnul să scoată din inima noastră ce nu e bun. Nu? Simplu, foarte simplu. Cine spune cuvintele astea? Dintre voi. Gata, frate, s-a rezolvat. Bun, te rog. Tată Domnul Iisuse, îți subim să fii cu noi și să scoți toate lucrurile rele din noi. Amin. Amin, poftiți la loc, copii. Excelent. Gândurile noastre